Pe șeful statului, noul an l-a găsit în restaurantul unui hotel din Predeal, alături de soție, dar și de pedeliș de frunte, Elena Udrea, Roberta Anastase, dar și noul șef al Senatului, Vasile Blaga. Invitații și-au făcut apariția cu 2 ore înainte de miezul nopții. Doamnele au încercat să fie cât mai elegante la petrecerea dintre ani. Blănuri scumpe, rochii mulate și coafiuri pretențioase. În cele din urmă, dar nu ultimul, și-a făcut apariția și președintele, alături de soție și gălzile de corp. Ce faceți, mă, copii? Și data de revelion, stați aici. La mulți ani. La mulți ani. Ce pentru anul nou? La fel de vorbăreți au fost și ceilalți demnitari invitați. Dorințe de anul nou? Cu ce gânduri în noul an? Cu ce gânduri în noul an? Bine pentru toți. Dorințe? Să fie bine la tot. Au fost foarte bine, de vreme ce în scurt timp parcarea s-a umplut de boliți de lux. Petrecerea a durat până spre